Astra Giurgiu a disputat aseară din postura de campioană ultima partidă din play-off în deplasare la Pandurii, într-o întâlnire care nu mai conta pentru configurația clasamentului. Gorjenii s-au impus cu 2-0 într-o partidă în care antrenorul giurgiuvenilor a profitat de ocazie pentru a le oferi minute și celor care au evoluat mai puțin în acest sezon, sau cazul a 3 jucători care nu au evoluat niciun minut în această ediție de campionat. Astfel, Adrian Scarla Tache, fost campion cu Dinamo, a fost titular contra Pandurilor pentru a strânge primele minute ale sezonului și a devenit la rândul său campion și cu giurgiuvenii. Și portarul Ionuț Boșneag a intrat în ultimele 16 minute la Astra pentru a bifa prima sa apariție în acest sezon în tricoul giurgiuvenilor. Apoi Mădălin Răileanu a jucat și el ultimele 4 minute pentru a-și putea trece în CV titlul de campion cu Astra.